Cei 8 cetățeni iracheni și sirieni, între care cel mai mic are 4 ani, iar cel mai mare 33 de ani, au fost reperați de polițiștii de frontieră la Bistreț, în județul Dolj, în timp ce încercau să treacă Dunărea în două bărci. Voiau să ajungă în Austria. Inițial au încercat prin Serbia și Ungaria, dar fără succes. S-au întors atunci în Bulgaria și au încercat din nou prin România, cu ajutorul unui cetățean bulgar, care i-a transportat până pe malul Dunării. Potrivit polițiștilor, migranții au plătit călăuzelor pentru a ajunge în Austria între 2000 și 3500 de dolari de persoană. Cei 8 sunt cercetați acum sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Vor fi predați poliției de frontieră bulgare în baza unui protocol.